Salut, iată că astăzi avem un episod special de C#.NET și anume vom învăța cum să creăm, cum să ne conectăm la o bază de date din o aplicație de tip Windows Phone. Și voi începe cu cea mai simplă variantă și anume conectarea la o bază de date Access. Access, după cum știți, e baza de date, mă rog, un sistem de gestiune a bazelor de date, chiar dacă lucrul ăsta e mult spus. De la Microsoft, ea de obicei locală, nu permite concurența datelor și chestii de gen. Eu am deja aici o tabelă numită student, ce are un cod, un nume, o vârstă, înălțime, un CNP, sex, forma, dacă e la zi sau la distanță. Acum, ce voi face? Voi crea o aplicație nouă de tip Visual Studio Windows Form Application. Da, am zis bine, Windows Form Application. Și mă voi conecta la această bază de date folosind wizard-ul pus la dispoziție de Visual Studio. Imediat ce Visual Studio se și deschide. Așa, și some file project. Windows Form Application 2, să-i spun ok. Mi-a creat formularul, mi-a creat și soluția, proiectul și tot ce am nevoie. Cum adaug conexiunea la această bază de date? O să închid accesul ăsta. Merg la Data Sources, Add New Data Source, o spune că ce pe un... aici pornește un wizard, o să am Database, Next și o să folosesc un dataset pentru că voi afișa tot într-un dataset view. Next, deci n-am încă o colecție definită, dau pe New Connection. Microsoft Access Database File, ok, de aici pot alege Access Database, ODBC, SQL Server, SQL Server Compact Database File sau Oracle Database. Tot ăsta. Ok, deci am Microsoft Access Database File și providerul .NET Framework Provider for OLDB. Bazele de date Access folosesc o colecție de tip OLDB. Dau OK, dau Browse, aici am baze de date, dau Open. Logo-ul într-un database momentan nu e setat, administrarea pe baze de date ca să mă conectez cu user și parolă. Pot să dau un test connection. Văd că merge, ok. Dacă vreau, mi arată și connection string, provider egal cu Microsoft Jet OLDB 4.0, data source, sursa către. Pot să spun acum că, fiind o bază de date locală, care nu e în proiect, cel mai bine ar fi ca această bază de date să fie copiată în proiect și să modifice conexiunea, mă rog, de fapt, să modifice calea, path-ul către această bază de date. O să dau yes. Las connection string așa, student connection string, next. Ce vreau să import? Tabelele, view-uri, n-am, dar o să bifez eventual. Finish și va trebui să-mi apară aici. Eu sunt student și văd că am toate coloanele din bază de date și dacă vreau cum să apară, adică cum când nu face binding ce control să-mi pună, vedeți că am aici textbox-ul meric, dar pot rezolva mai ușor accesul la această tabelă și anume iau un data grid view și fac așa puțin mai mare. Dacă vreau să mărească formularul, îi dau și un doc sau îl ancorez. Ia să l-am corect. Top, left, right. Și în momentul ăsta e ancorat de sus, de stânga și de dreapta. Dacă urmăresc formularul, se mărește și el. Adică ceva de genul ăsta. Pe partea de jos nu l-am ancorat, așa că partea de jos nu se mărește. Așa, și mă duc aici. Data source. Other data sources, project, student, dataset și aleg tabela student. În momentul ăsta,
Am aici setări, enable adding, enable editing, enable editing, pot să aleg să nu am enable editing, de exemplu. Când dau start, îmi apare exact înregistrările din n-am dat enable deleting. N-am, ok. Să văd că nu mă lasă să fac nici add. Asta nu înțeleg de ce. Să mă uitat cu ce am vrut să aici. Deci enable adding l-am dat fără editing și fără deleting. Ia să vedem și editing. Să văd că mă lasă să dau. Da. Da, nu mă lasă să editeze. Chiar dacă am dat acolo, oricum, ideea asta e că mi-a creat automat niște un dataset, un binding source, un table adapter și toate chestiile astea s-au făcut automat. Dacă mă uit în codul, vedeți, asta e dataset adăugat în proiect, am baze de date, un MDB extensie de acces adăugat în proiect, am dataset, designer CS, ok, închid aici, și dacă mă uit în formular, văd că mi-a scris this.studentTableAdapter.fill this.studentDataset.student. Asta e tot codul scris, restul e pe aici. Ok, asta e varianta simplă, asemănător pot face și pentru bazele de date SQL Server. Mai complicate pentru bazele de date de tip MySQL, Postgres și Oracle. Oracle am văzut că acum au adăugat acolo, nu știu exact, n-am încercat niciodată să facă. Funcționează conexiunea prin intermediul userului la o bază de date Oracle, nu prea să o fac Oracle. Dar, haideți să vedem cum se face chestia asta mai old school, așa, și anume cum mă conectez prin intermediul unui conector adăugat ca referință la o bază de date MySQL. Ok, și spuneam că vrem să ne conectăm acum la o bază de date MySQL. Prima dată, pentru a ne conecta la o bază de date MySQL, vom avea nevoie de o bază de date MySQL, instalată de obicei pe localhost, asta dacă nu avem un server. Și pentru chestia asta am nevoie de un client de tip XAMPP, WAMP sau EasyPHP. Eu o să aleg varianta EasyPHP, că pentru că o consider cea mai ușoară dintre toate, dar rămâne la legea voastră pe care o alegeți. Voi merge bine, am scris download EasyPHP pe Google, voi intra pe site-ul lor easyphp.org, voi alege varianta dev server corespunzătoare Windows-ului. Eu am Windows 8, deci eu trebuie să aleg VC11 sau VC9. Să aleg VC11. Deci văd că asta e pentru XP și Windows 8, asta e pentru 78, hai să aleg tot VC11 și o să înceapă cu download automat, dacă nu dau click aici. Eu deja am downloadat programul. Și îl pot porni direct, adică de fapt când după ce l-am instalat, el o să ruleze și o să ruleze aici în partea de jos. Dacă dau double click sau o să nu dau. L-am aici și dau click dreapta administration sau cum e varianta deschisă, click pe chestia asta și administration și deschide partea de bash. Mă rog, de administrarea serverului de pe localhost. Și voi alege să deschid modulul de phpMyAdmin pentru a administra MySQL. Cam așa arată interfața, voi probabil o să aveți astea două baze de date, pentru că sunt niște baze de date create de mine. Vedeți că aici aveți detalii, serverul rulează pe 1.2.7.0.0.1, adică localhost, pe TCP/IP, MySQL, am versiunea 5.6.12, protocol 0, userul e root și collation-ul e UTF-8 Unicode. Așa. Voi începe prin crearea unei noi baze de date, o să-i spun seminar, să spun. Create. Și apoi merg în baza asta de date și o să aleg, creez o tabelă cu 4, să spunem că am un ID, deci o să numească student, ca și cealaltă, și să spun
Îi pun ID, nume și notă. Cred că e suficient. Deci, 3 coloane. Go. Și apare un result aici de creare și o să spun student ID de tip int, lungime maximă 5, e suficient, primary key auto-incrementabil. IU ăsta e auto-incrementabil. Student name varchar, lungime 100. Și mai am student mark, care e nota, să spunem că poate fi și cu virgulă, adică va fi decimal, de lungime 4, sau fiind deci 2.2, chiar 1.2 ar putea fi, dar hai să las 1.2. Sură în genge putem avea mai sum sau inodb, eu o să las ăsta default, adică inodb, save. În momentul ăsta mi-a creat tabela. Asta e tabela mea student. Și o să aleg, o să merg pe insert și o să instalez niște valori. ID-ul las pe null, că, adică nu scriu nimic pentru că e auto-incrementabil. Îl pune automat și să spun că am student name Popescu Vasile, nota 9.2 și mai am un student name Ionescu Dan, nota 8.3. Issue. Dau go de aici. Browse. Am cele două valori. Ceva n-am... Cred că trebuia cu virgulă. Ia să mă uit în structure. Deci, mă le-a pus 2,0, dar trebuia să folosesc virgulă 1.5. 2,2. Și acum merg pe browse. Și mi-a identificat ăstea. Edit. Ăsta e spus să se 9,1. Parcă... structure 4,2, adică 4 din care 20 mari. Student edit loc de 0,99,9,1 8,3. Aici vrea punct. Ok, perfect. Vedeți că ID-urile am apăsat automat 1 și 2. O să scot asta de aici, că acum n-am nevoie de... Eu avându-l deja instalat. O să mai am nevoie de... MySQL.NET Connector. Merg pe site-ul de la Oracle, de fapt, la MySQL, aleg aici pentru Windows, download, o să apară fereastra asta, o să spun no thanks, just start by download, și în momentul ăsta îmi downloadează conectorul, eu l-am deja downloadat, îl instalat, și apoi o să creăm, eu am și soluția veche, o să adaug un nou proiect, am și proiect vechi, pardon, o să adaug un nou proiect în soluție, tot de tip form application. O să fac cu ăsta startup project. Adaug în data grid view. Fără să-i setez eu manual sursa și alte chestii. Adică am zis că data asta lucrez old school așa. Că adaug eu conexiunea și restul. Okay, și mă duc pe referințe. Dau add references în proiectul ăsta. Și voi folosi din extensie un mysql.data. MySQL, oricare mântire, toate sunt aceleași versiuni. Ok, în momentul ăsta mi-a adăugat referința la MySQL.data. Mă pot conecta la o bază de date locală folosind clasele de acolo și butonul ăsta se spune încarcă date. Hai să văd dacă merge data de autocolumn sau ceva. O să aleg varianta maximă. Ok. Și la încarcă date. O să am nevoie de o conexiune la bază de date și prima dată pentru a avea o conexiune să am nevoie de un connection string. Să am string connection string egal cu ce o să fie ceva de genul.
server egal localhost, database egal seminar, id de la user id egal root, putwd de la password egal cu nimic, pentru că parola default pentru root e nimic. Așa, și apoi mai aveam un MySQL connection. Și dau control punct și aveam nevoie de MySQL.data pe MySQL client, pe care mi l-a și inclus aici de acolo. Și la MySQL connection con îi spun egal new MySQL connection de connection string. Ok, și acum într-un try catch o să încerc să deschid conexiunea și să închid. Să văd dacă am greșit ceva. Și o să am con.open catch exception x. Con, pardon, message box show x message. Afișez mesajul corespunzător excepției prinse. Finally, închid conexiunea. Con.close. Ia să vedem că funcționează chestia asta. Ah, ok. Nu, a sărit în catch. Asta înseamnă că a reușit să deschidă conexiunea. Ok. Voi avea nevoie de un string derulat, un SQL. Și voi spune select steluță from, și să mă, cum am spus, student, i-am spus, a fost corect să spun student, da? Student, punct și virgulă. Așa. Acum voi avea nevoie de un MySQL comment. SQL comment. Cum îi spune? Este egal new MySQL command. De, și va avea stringul SQL și conexiunea, adică SQL și con. Și, într-un reader, MySQL. MySQL. Data reader. Reader. O să fie com.execute reader. Voi avea execute reader dacă comanda com, hai zis, execute reader. Voi avea execute reader dacă am de citit date, adică fac select, sau execute un query dacă fac insert sau update, pentru că la insert și la update maxim pot obține ultimul ID modificat respectiv inserat, altceva n-am de obținut în urma rulării comenzii. Și am while reader.read. Voi crea, de fapt, înainte să citesc chestiile astea, read metode, voi crea un data table pe care îl voi da ca sursă data grid-ului. Și o să-i spun data table, table egal cu new data table, pentru că nu sunt sigur dacă și coloanele din sau hai să încerc să le iau automat. Deci. Și o să am table.rows add de. Și aici am o supraîncărcare cu params. Pot să-i dau orice valoare. Și o să am reader.get int 32 de. Și aici pot să-i dau a câta coloană e sau denumirea coloanei. Și o să am da ID. S-ar da un student ID, parcă am spus. Student ID. Fără asta, virgulă, reader.getString de student name. Virgulă, reader.get decimal de student mark. Am o paranteză închis, punct și virgulă. Și după ce am citit toate chestiile astea, voi spune că data grid1.datasource egal cu table. Hai să văd dacă și funcționează.
student mark. Nu găsește student mark. Pentru că am zis student. Na. Student mark. Okay. Stop debugging. Start debugging. Încarcă toate. It was longer than the number of columns. Ok, deci nu știu automat coloanele, va trebui să le adaug. Sum table put columns that the ID. Deci nu trebuie să dau neapărat numele din bază de date. Vor fi numele care apar în data grid. Name și mark. A apărut. Deci am ID 1, plus că Vasile nota 9.10, ID 2, Ionescu Dan nota 8.31. Te dai seama că dacă vreau, pot să pun valorile astea în orice control. Adică, având student ID-ul, așa obțin valorile pe care le citesc. Haideți să și inserez, să mai pun o chestie aici. Carcă date și... un buton în care spun inserează și carcodez niște valori. Date. Și la încarcă date am grijă aici înainte să fac table.rows.out, o să fac și table.rows.clear ca să de fiecare dată să-mi afișeze din nou, să nu pună peste. Așa, și la clic pe butonul ăsta voi avea așa, iau codul de aici și am acum am nevoie și de connection string. Asta aș putea să-l pun aici. Așa, și nu voi avea nevoie de data table, că nici de reader, că de data asta nu mai citesc. Și fac niște inserări și o să am insert into student values null, pentru că ăsta e automat și e auto-incrementabil. Gcel și 5, să spun. Și virgulă, mai scriu command și acum o să am com.execute non query și dacă vreau neapărat să știu ce ID mi-a inserat, pot să fac așa, pot să fac și un message box.show com.last inserted ID și va trebui să-mi dea 3 probabil. Și to string. Să vedem ce se întâmplă. Deci dau încarcă date, mi le arată pe ăsta 2. Dau inserează date, mi-a inserat 3. Mai dau o dată încarcă date, mi apare și... Ok, cam ăsta a fost exemplu. Asta e varianta old school de conectare la bază de date, fără folosirea wizard-ului și folosirea obiectelor și scrierea de cod. Voi veți putea alege varianta cea mai ușoară. Am preferat să vă arăt și MySQL, pentru că MySQL e open source, nu trebuie să plătiți ca să-l folosiți în orice fel de aplicație. Ok, cam asta a fost pentru azi. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați la tot și ne revedem în alt tutorial.